Bianca Drăgușanu, mâncaiam noi, aeroplanul s-a întors din Dubai. Hai, hai, hai să te văd ce talent ai. Hai, hai, hai pe sistemul din Dubai. A fost câteva zile singurică să se relaxeze departe de ochii lumii, de relele dușmanilor. A luat vreo 3000 de euro de la paparații, că n-au avut bani de avion, numai să le trimită ea poze cu ea și să zică paparații: Bianca Drăgușanu surprinsă lângă un cactus în deșert, ce-i făcea cu buzele? În Dubai, un șeic i-a oferit 100 de cămile pentru a-l lăsa pe Victor Slav în pace și a se căsători cu el. Cămile de plastic, evident, ce vă așteptați? Victor, bea bun, Slav, nota 10, bilă roșie. Victor a așteptat-o pe Bianca la 1 ceas noaptea pe aeroportul Henri Coandă cu brațele deschise și în cinstea aterizării Biancăi, oficialii de la aeroport vor să redenumească aeroportul. Știți cum o să-i zică după ce a aterizat Bianca? Henri Coandă. A venit Biancuța cu un buchet mare de trandafiri roșii, așa un buchet mare, foarte frumos. Nu cumpărat din Dubai, nu. A dus din Dubai după ce l-a cumpărat Victor în România și l-a expediat în Dubai. Astea sacrificii. Victor, prea te uzezi. Nu merită. Și eu m-am jucat până la 5 ani cu păpușile. Victor, nu merită. Victor, mamă, nu, greșești. Cum dracu să-i cumperi flori din România, să-i le trimiți în Dubai și tu prezinți 3 știri de meteo? Cam greu. Ai grijă să termini odată și te lasă cu fluierașul gol. Și Bianca, în gest de iubire, zic unii, ar fi luat buchetul și l-ar fi adus înapoi în România ca semn de prețuire. De prețuire pe dracu, a luat buchetul, am văzut cu ochii mei, zicea cineva. Il a dat de cap, așa ni-a dat de cap lui Victor Slab. Fără spin, porcule, fără spin, că-mi curge siliconul, fă! Răspin. Doamnelor și domnilor, așa cum scrie în fața ochilor mei, visul. Stuff, you know, like plays and things like that. Imagine there's no heaven. Get your hair cut and you know, long hairs, go back to where you came from, all that kind of jazz, you know. Try. And Yehudi Menuhin goes, sometimes it is necessary to kill. And I thought they were going to come and attack us. And with this, people like you, you know, we fought the war for you and all that old jazz, our cat crap, you know. The people living for today. Respect in America. And married a Hawaiian actress. No country. 誰に向かってものを言っているのも、お前のここと同じで、礼儀も分別もわきまえて。Ничего удают? Это прикольно, мне кажется. Я всегда свои одеваю увольнительно. А что такое-то? Меня не пометил. И то только когда возбуждается. А так, абсолютное. Cea de-a 28-a ediție a emisiunii Tonic Show și la revedere de la dumneavoastră, Marius, un ultim cuvânt, un cuvânt de încurajare pentru clerul care ne urmărește. Nu-i bye bade, bye Dubai. Nu-i bye bade, bye Dubai și vă așteaptă un weekend de milioane, ceea ce vă dorim și dumneavoastră și nouă de asemenea. Urmăriți în continuare ce nu veți vedea luni la Tonic Show. La revedere! Săvârșitul s-a... Un taximetrist va returna un portofel pierdut de către un client. Surorile Bambi vor renunța la numele trupei și la muzică. Nu va crește prețul la nimic și nu va apărea nicio taxă nouă.